Oameni buni, bunica Gergina, astăzi vă pregătește o turtă dulce împreună cu Kaufland. Este o rețetă destul de simplă cu produse din Kaufland. Avem nevoie de făină, zahăr, drojdie, ulei, zahăr vanilat, bicarbonat, ouă, sare și lapte. În acest bol punem pachetul de făină de 1 kg. În această cană de 300 de grame punem zahărul. Turnăm aici în făină. Ați înțeles? 300 de grame de zahăr. O cană de ulei, tot la fel, dar mai goluță un pic. Mai goală un pic de ulei, da? În continuare punem 4 ouă. Punem un praf de sare, punem și o nuculiță mică, mică de drojdie și un pic de zahăr vanilat. În acest păhăruț de 100 de mililitri am pus jumătate cu lapte fiert, unde punem acum bicarbonatul în laptele ăsta fiert. Și turnăm aici peste toate ingredientele. Iar acum ne apucăm de frământat. Uitați, așa trebuie să arate coca pentru turta dulce. O punem toată în tavă și o întindem așa, o presăm cu mâna. Nu se întinde cu sufitorul sau cu sticla, cu nimic. O presăm cu mâna și o aranjăm cu mâna, așa, cu o netezim. Dați, așa trebuie să o neteziți coca. Să fie egală pe-n tavă, pe aici. Ultima oară, bateți un ou. Și mânjiți turta dulce, uite așa, uite așa frumos, da? Așa. Îi mai presărăm și puțin zahăr pe deasupra, zahăr tos, și o ținem la cuptor o jumătate de oră, cam o jumătate de oră la 250 de grade. Eu așa coc, așa merge cuptorul meu. Gata, mă duc cu ea la cuptor și o să vedeți rezultatul final la urmă. Uitați rezultatul final la turta dulce. A ieșit o bunătate.